Contractul la rețeaua de transport gaze naturale între Mindia și Brad, în lungime de 35 de kilometri, s-a semnat la sfârșitul lunii octombrie, în urmă cu 5 ani. Investiția fiind considerată nu doar o alternativă de încălzire a locuințelor, ci și un factor de dezvoltare economică a zonei Brad și a comunelor aflate pe traseul magistralei. Proiectul extinderii infrastructurii naționale de gaz prin județul Hunedoara s-a născut în urma unei întâlniri de taină a lui Laurențiu Nistor la Hațeg cu fostul premier Mihai Tudose. Sunt autorul moral a conductei care vine gazul de la Bejan și vine la dumneavoastră la Brad și la toate comunele din jur. Odată, într-o noapte la Hațeg, am stabilit că Bradul și localitățile din jurul Bradului au nevoie de gaz. Faptul că am stabilit, iată că conducta este gata până la Brad, urmează că doar UAT-urile să facă distribuția în fiecare, ca aici anume, sigur că o să-i mai ajut și pe UAT-uri care sunt mai sărace. O să-i mai ajutăm. Conducta de transport gaz trece pe teritoriile administrative ale localităților aparținătoare comunelor Vețel, Șoimuș, Băița, Vălișoara, Lungoiu de Jos, Ribița și municipiul Brad. Acum primăriilor nu le mai rămâne de făcut decât să întocmească documentația pentru înființarea rețelelor locale de distribuție a gazelor naturale.